Elevii s-au strâns în curtea liceului cu pancarte pe care scria „Dragu, te iubim”. Adolescenții nu sunt de acord cu hotărârea inspectoratului școlar județean Dolj, care a decis să-l demită pe directorul liceului. Decizia vine după ce doi elevi de clasa 8-a și o elevă de clasa 9-a s-au filmat în timp ce întrețineau relații sexuale pe terenul de sport al unității de învățământ. Domn director este foarte iubit. Domn director a făcut tot ceea ce vedeți acum. Domn director a făcut tot pentru noi. Nici profesorii nu sunt de acord cu decizia luată de inspectoratul școlar județean. Nu cred că domnul director trebuie pedepsit atât de drastic pentru ce au făcut acești elevi minori. Ei au fost deja pedepsiți. Directorul adjunct a fost și el demis în urma scandalului sexual. Este ceva normal din partea unor tineri care cred că au fost școliți, civilizați și corect. Reprezentanții inspectoratului școlar județean Dolj au trimis o echipă la liceu pentru a aplana lucrurile, dar și pentru a numi alți oameni în locul celor demiși. A încetat numirea acestora prin detașare în interesul învățământului din funcția de director, respectiv director ajung la această unitate școlară. Mihai Dragu a mai fost implicat în trecut într-un scandal. El a motivat absențele elevilor pe săptămâni întregi pentru a participa la petreceri cu muzică house, unde el era DJ.